Bine v-am regăsit la emisiunea Studio Politic la Digi24. Sunt Anca Suciu. În deschidere, principalele teme pe care le vom discuta cu invitații. Ruptură de logică la vârful coaliției. Florin Câțu anunță o posibilă recesiune pentru 2022. Marcel Ciolacu e mai optimist. În două luni, prețurile la gaze vor scădea. Dacă l-ascultați pe liderul PSD, ați avea senzația că e o criză deja bifată de actuala coaliție, cea a energiei. Dacă l-ascultați pe liderul PNL, criza prețurilor va avea un efect de domino în piață. Va duce la alte scumpiri, inflație mare și dobânzi greu de suportat pentru români. Pe acest fundal, ministrul de Finanțe anunță că multinaționalele vor plăti un impozit nou de 15% pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2023. Proteste în București și în țară, în capitală, sute de angajați ETB au protestat și amenință să blocheze transportul în comun. Erdascălii au intrat într-o grevă de avertisment. Cer salarii mărite și îndeplinirea unei promisiuni perpetuate guvern de guvern. Alocarea 6% din PIB către educație. În schimb, la Parlament s-au găsit bani. Angajații vor avea salarii mărite. Imediat revenim cu detalii. Premierul cere un calendar de urgență pentru ordonanța care va stabili noi plafoane de preț și de consum la energie și gaze. Documentul va fi adoptat săptămâna viitoare sau cel puțin asta e dorința lui Nicolae Ciucă. În funcție de cât de repede se mobilizează guvernanții, depinde cât de repede se vor conforma furnizorii noilor reguli. Mergem însă acum la guvern. Ședința de guvern s-a încheiat și face declarații ministrul energiei Virgil Popescu. Să-l ascultăm și noi. Aceasta de 15 zile se suspendă inclusiv o eventuală plată acestora. De asemenea, pentru a preîntâmpina posibile eventuale abuzuri ale vreunei părți față de clienți, pe perioada prezentei ordonanțe de urgență, de plafonare și compensare, sunt interzise practic debranșările. Exact ceea ce am promis, am și făcut, începând de la data publicării în monitorul oficial a ordonanței Ministerului Muncii, prin care se modifică, se reintroduce și domnul ministru să vă spună șomajul tehnic, se modifică și alte acte normative, respectiv ordonanța 118 și legea 259. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Dacă aveți întrebări pentru domnul ministru al energiei, vă rog frumos. Bună ziua, da, domnule ministru, vreau să vă întrebăm până la urmă despre câte facturi vorbim, facturi calculate, greșit. Toată lumea vorbește 1 milion, 2 milioane, eu aș vrea să văd raportul exact al Autorității pentru Protecția Consumatorului și al ANRE ca să știm exact. Cum se va face concret recuperarea sumelor pentru cei care au plătit în avans? Exista o prevedere acolo, am citit, un termen de 5 zile prin cerere la furnizor dacă suma este de peste 100 de lei. Există procedură, regulament special pentru aceste diferende între client și furnizor, procedură stabilită de ANRE. Dacă diferența de sumă este mai mare de 100 de lei, atunci la cererea clientului în termen de 5 zile, furnizorul are obligația de a efectua plata. Dacă diferența e mai mică de 100 de lei, atunci se recuperează din factura următoare. Dacă îmi permiteți o întrebare referitor la acele limite de consum, știu că urmează o ordonanță de urgență. Va urma, tocmai aș fi preferat doar despre acest lucru, pentru că gândim la minister și... Doar o lămurire, dacă acea limită de consum de 1500 de kW, dacă nu greșesc, este pentru acea perioadă de 5 luni de zile sau se aplică doar de la 1 februarie încolo? Perioada de 1500 de metri cub și perioada de... cantitatea de 1500 de metri cub și cantitatea de 2500 de kW, practic 500 de kW, că este același lucru, se aplică pe toată perioada 1 noiembrie 31 martie, iar în textul legii inițiale, dacă vă uitați, există niște coeficienți, niște procente de repartizare la gaze naturale, pentru că la energie se consideră constant, de repartizare a acestei cantități pe fiecare lună în parte. Și asta înseamnă că facturile, spre exemplu... Lăsați-ne să finalizăm legea, să vedem, să avem discuțiile împreună cu colegii de la celelalte ministere și, evident, nu mai e mult și o să vedem cum o... Doar atât mă interesează dacă pe facturile din ianuarie vor fi aceste modificări sau din februarie. Eu cred că cu certitudine pe facturile din ianuarie, dar tot să discutăm cu ceilalți colegi, în special cu Ministerul de Justiție, ordonanța va fi aprobată săptămâna viitoare, care este în cursul lunii ianuarie. Mulțumesc, vă rog. O precizare scurtă, să ne apropiem puțin de oameni. Cum ar trebui un om, nu știu, un bătrân care poate nu știe să uite la chestii tehnice pe factură, să înțeleagă dacă factura lui este calculată greșit și astfel să poată da un semn către furnizor? Sau dacă cea mai ușoară soluție ar fi toată lumea să dea un semn către furnizor?
Acum, aceeași întrebare mi-a mai pus o colegă de dumneavoastră dimineață, exact aceeași întrebare. Vă răspund și dumneavoastră ce i-am spus și dânse cu motivarea în plus că de data aceasta am aprobat deja textul și am obligat furnizorii să le refacă, dar pentru oameni, pentru absolut oameni și bătrâni și care sunt singuri, evident fiecare poate să uită într-o factură să-și dea seama dacă plătim mai mult decât plătea înainte. Și acesta este primul semn pe care îl pot da. Și cum ar putea să-și dea seama dacă plătesc mai mult sau mai puțin? Adică e o factură... Nu există pe factură, pe defalcarea sumei, nu știu, ceva pe care ar putea să-l vadă, să vadă dacă este corectă sau greșită? Deci o factură care nu are plafon, nu are elemente care să arate că este plafonată și nu are elemente care să arate că este compensată, evident că nu are aplicate mecanismele de compensare. Există o singură situație când acest lucru nu este aplicat, când prețul este atât de mic, ceea ce nu cred că este cazul în acest moment, și nu este nevoie de plafonare și de compensare. Este evident că fiecare dintre noi știm cam cât plătim. Și acum, odată cu această ordonanță de urgență, românii nu mai sunt nevoiți să facă ei sesizare către furnizori. Deci, în mod normal, furnizorii au obligația din proprie inițiativă, acolo când știu că... Și ei știu că softurile nu le-au adaptat, să refacă absolut toate facturile, să nu plătească penalități. Și să nu perceapă penalități și să sisteze plățile, practic, românii, să nu le plătească până când nu rezolvă. Bună ziua, Laura Culiță, ProTV. Vă rugăm să ne spuneți concret care ar trebui să fie calculul pe o factură de 206... V-aș ruga așa, să ne dați un exemplu concret. Cineva care nu se încadra până acum în plafon, dar care se va încadra cât ar plăti, de pildă, la 260 de metri cubi consum pe luna, să zicem, decembrie. Care este diferența între cele două facturi? Ce ar trebui să acum, se întâmple? Acum vă spun sincer, mi-e greu să fac fără un calculator în față acest calcul. La 260, deci presupunând că ieșea din acea plajă de consum, atunci plătea prețul plafonat de 37 de bani pe kilowatt. Deci mulțim numărul de consum cu 260, cu 370. Atât ar fi plătit la data aplicării legii. Acum plătește 260, se încadrează în plaja de consum cu prețul și plafonat și compensat și vorbim de undeva, mulțim cu în jur de 220. Deci gândiți-vă diferența de la 370 la 220. Chiar nu pot să vă zic suma, dar suficient de mare. Ok, și v-aș mai întreba dacă știți când se va semna contractul dintre Exxon și Romgaz și dacă sunt adevărate informațiile că Exxon și-ar putea chiar asuma plata unei eventuale taxe care s-ar apropia de 60 de milioane de euro. Ca urmare, ținând cont că este un contract care se discută și se negociază între două companii listate, lăsați-mă să nu fac comentarii. Compania Romgaz a dat un raport pe bursă, acolo puteți vedea foarte clar. Ei ar trebui să facă, nu pot să fac comentarii referitoare la două companii care sunt listate, dar eu cred că se va semna și se va ajunge foarte repede la înțelegere vis-a-vis și de acest aspect. Mulțumesc. Bună ziua, Vlad Ungar, știrile TVR. În noiembrie, cota de consum la gaze era 250 de metri cubi pentru a beneficia de acea reducere din factură de 33% de la stat, plus o marjă de 10%, adică undeva la 165 de metri cubi ajungea. Adică dacă o persoană a consumat 200 de metri cubi în noiembrie, nu beneficiază de compensare și plătește totul fără niciun fel de reducere. Întrebarea noastră ar fi dacă de ce nu se poate să plătească 150 de metri cubi compensat și restul ceea ce depășește necompensat. Deci, mecanismul este acela care a spus dumneavoastră, numai că în mecanismul, până când îl vom modifica săptămâna viitoare, acei 1000 de metri cub care erau ca și plafon de consum, se repartizau în funcție pe niște coeficienți pe care autoritatea de reglementare ni-a furnizat, în funcție de luna în care ne aflăm. Noiembrie, fiind o lună încă de toamnă, coeficientul era mai mic. Creștea în decembrie, creștea în ianuarie, creștea în februarie și la fel scădea în martie. În urma acestei modificări, practic vom împărți 1500 mai mult, mult mai mulți metri cub și practic foarte multe persoane vor intra. Cum spuneți dumneavoastră, ca fiecare dintre primii 150 de metri cub sau primii 100 de metri cub sau cum spuneați, ar însemna că se aplică pentru absolut toată populația și pentru persoanele care nu au nevoie de sprijin. Toate aceste persoane care nu se încadrează, în schimb, au un plafon și vor plăti
nu mai mult de acel plafon. Deci toată populația este protejată cu un plafon, dar cei care se încadrează au ceva suplimentar. Bună ziua, domnule ministru. Aș insista puțin la primele întrebări pe care vi le-a adresat colega mea legate de această retroactivitate, dacă pot să o numesc așa, dacă prindem și noiembrie și decembrie pe recalculări. Pentru că spuneați, plaja de consum pentru toate cele 5 luni este mai mare. Deci, cumva, automat și cei care nu se încadrau inițial în noiembrie-decembrie ar trebui să fie prinși și ei. Nu știu că spuneați că discutați cu Ministerul Justiției dacă e posibil. Este o chestie de tehnică legislativă. În plus, față de ce v-am explicat, există în lege faptul că până la 31 iunie, toți consumatorii, furnizorii au obligația să facă recalculare. Deci, lăsați-ne să finalizăm. Vă dați seama că dacă este o soluție care să... Și eu sper să găsim soluția, vom recalcula, furnizorii vor recalcula pentru toată lumea. Nu, de principiu, vă întrebam doar așa, dacă sunt cei care credeau că în noiembrie-decembrie nu se încadrează, acum e posibil să aibă o soluție plăcută, nu? Exact la același lucru vă spuneam și eu. Deci, eu îmi doresc ca să putem să aplicăm plaja de consum în funcție de procentele care nu le modificăm, există în lege, pentru că există în lege un tabel, o anexă cu tabel cu procentul de consum din total plaja de consum pe 5 luni care se aplică fiecare luni. Și să finalizăm textul și apoi o să vedeți săptămâna viitoare. Și vreo tranșă de decontări către furnizori referitor la acest mecanism a fost făcută deci până noi, momentul noi acesta? Avem, noi avem și banii în buget, avem banii prinși în buget și evident lucrăm pe documentație. Ăla și urmează cursul interiorul Ministerului, cum nu avem nevoie de, în momentul de față, de bani suplimentari de la bugetul ăsta. Deci, bă, am înțeles. Mulțumesc. Domnule ministru, de interzicerea debranșării vor beneficia și persoanele care deja înregistrează restanțe la plata facturilor? Toți consumatorii casnici pe perioada de aplicare a acestei legi, nu numai vulnerabili, deci toți consumatorii casnici vor beneficia de interzicerea debranșării. Eu sper ca nimeni să nu, să fie, toată lumea să fie de bună credință și să nu abuzeze de acest lucru și efectiv doar cei care, cărora li se întâmplă lucruri și cu adevărat nu pot să-și plătească facturile sau și perioada se va extinde cu încă 90 de zile după finalizarea acestei scheme de ajutor, finalizarea legii, așa cum a fost și data trecută în lege. Mai exact, ce înseamnă perioada de aplicare a legii? Până la 31 martie? Perioada de aplicare a legii, dacă nu mă înșel, ținând cont că până în 31 iunie se refac facturi, se recalculează facturi, cred că este 31 iunie. Sper să nu mă înșel. Deci, cu certitudine este până la 31 martie, dar până la 31 iunie, parcă scrie lege, se recalculează facturi, pentru că citirea din martie durează, factura să face, poți să vină. 30 iunie, parcă. E textul în lege, exact. Chiar nu mai țin minte exact. E ceva, un text cu recalculare. Este posibilă revenirea la piața reglementată începând cu luna aprilie, așa cum au susținut noi am propus, Partidul Social Democrat? Noi am propus în ședința coaliției reglementare pentru partea casnică. Lăsați-ne să vedem scenariile și prețurile cum evoluează. Dar ar fi posibil la nivel european să permite revenirea la o piață reglementată? Pe o perioadă limitată de timp, aplicând și legea concurenței, avem și directiva 944 care am transpus-o și acolo spune că se pot face intervenție pe prețuri pe o perioadă limitată, sigur. Bună ziua, domnul ministru, vă rog să fiți mai explicit. Nu am înțeles foarte bine, în ordonanța de astăzi se prevede refacerea facturilor. Și cu debranșarea în cealaltă ordonanță? Nu, debranșarea este... În ordonanța de astăzi am aprobat așa, 1. Interzicerea debranșărilor, 2. Refacerea facturilor, neperceperea de penalități și suspendarea plăților până la finalizarea facturilor. Toate lucrurile acestea au fost prise. Imposibilitatea debranșării pe ce perioadă? Pe perioada de aplicare a legii, tocmai ce am explicat. Pe perioada deci de aplicare și încă 90 de zile după. Încă 90 de zile. După o perioadă în care fiecare își face furnizor, își face evaluarea, discută, poate eșalonează soldurile, deci nu, imediat după lege, gata, se și întâmplă. O perioadă de tranziție de 90 de zile. E aceeași perioadă care am avut-o și înainte când am... Ok, și săptămâna viitoare urmează... Săptămâna viitoare va urma ordonanța prin care modificăm... Noile plafoane. Cezara Marie pentru puterea.ro. Prima rugăminte ar fi legată de plafonare, dacă este estimat un buget în ceea ce privește diferența de preț. Suntem în calcul, premierul a anunțat un deci buget. Deci, o secundă, dacă este estimat un buget și, practic, de unde ar urma să vină acești bani? Banii vor veni din, în principal,
de la bugetul de stat, dar în principal de la dividendele și impozitele pe veniturile suplimentare pe care companiile din energie le-au făcut pe această perioadă și e normal să se întoarcă aceste venituri excepționale, să le zicem, înapoi către populație. Un buget estimativ a prezentat premierul suplimentar a cei 3 miliarde, dar asta facem, asta lucrăm, lăsați-ne să finalizăm măsurile și, evident, nota de fundamentare va fi prins și acel buget. Dar din informațiile dumneavoastră ar fi suficiente acele dividende, adică ar acoperi, aveți idee cam cât ar putea să Eu cred că sunt suficiente. Aș mai avea eu o precizare. Se suspendă și plata facturilor pentru 15 zile. Dacă ne puteți perioada de refacere a facturii. Dacă ne puteți explica din ce moment sunt cele 15 zile, adică din momentul în care intră ordonanța de urgență în vigoare. Nu se suspendă pe perioadă. Deci 15 zile este obligativitatea, este termenul de obligativitate de refacere. Până la refacerea facturilor se suspendă plata. Păi nu, eu am o factură pe care trebuie să o plătesc, spre exemplu, până pe 20 ianuarie. Ordonanța de urgență, dacă intră în vigoare, mâine se publică monitor oficial. Eu pot să nu plătesc factura până în 4-5 februarie. Dacă factura dumneavoastră este eronată, deja furnizorul are obligația să, dacă nu este întocmită, ca să nu folosim așa eronat la modul general, dacă nu este întocmită cu aplicând mecanismul de plafonare și compensare, furnizorul are obligația ca în termen de 15 zile să o refacă. Nu percepeți pe această perioadă nici penalități și puteți, evident, dacă nu aveți factură, nici nu o plătiți. Și în momentul în care îmi vine noua factură, voi avea intră în termenul normal, de data emiterii facturii, că factura vine din data emiterii, curg termenele, nu poate să curgă un termen din urmă. Am înțeles, mulțumesc. Se mai solicită transparentizarea prețurilor de producție și de distribuție. E posibil acest lucru? Deci trebuie să gândim că foarte multe companii în momentul de față, exact ce am zis vis-a-vis de Romgaz, sunt listate pe burse, sunt în competiție cu companii listate pe burse. Eu sunt pentru transparentizare, dar haideți să vedem ce putem pune public. Și încă o precizare aș mai avea. Mai trebuie oamenii să facă vreo sesizare către furnizor sau nu mai e nevoie? În mod normal au obligația și este stipulat, chiar am discutat textul foarte mult în guvern și am găsit un text prin care au obligație să refacă facturile. Furnizor. Dacă nu se întâmplă, evident că și pe clientul ar trebui să se uite și să facă o reclamație la furnizor. Dar eu cred că toți furnizorii vor reface facturile. Un semnal foarte puternic care a fost dat de către premier de săptămâna trecută, reluat de către noi și pus în lege în momentul de față. Deci în acest moment oamenii nu se facă niciun fel de în momentul în care legea apare în monitorul oficial și probabil va apărea de seară sau mâine publicată în monitorul oficial, este obligativitate legală pentru furnizori să refacă facturile întocmite fără aplicarea mecanismelor de compensare. Domnule ministru, de ce nu ați stabilit niște criterii astfel încât să vă asigurați că nu vor fi persoane care vor profita de această reglementare? Practic, sunt oameni care, deși nu au o factură emisă în mod eronat, totuși ar putea să conteste și astfel să amâne plata și să scape de acele penalități. Procedura de contestare este către furnizori și către ANR. O persoană care din rea credință face acest lucru va primi un răspuns rapid de la o instituție în funcție de acest lucru, iar atunci, dacă nu este, cererea nu este îndreptățită, evident, nu poți să zici că nu mai percepi penalități. Vă mulțumesc. Dacă se poate precizare pentru sancțiunile pentru companiile care n-au respectat legea, se punea problema la un moment dat de parte. Haideți să vedem ordonanța care apare săptămâna viitoare. Deci, următoarea ordonanță. Și eu mai insist, dacă se poate, să mai clarificați un pic situația cu furnizorii. Spuneați că se urmează să se facă plata, dar dacă o să trebuiască să le decontați mai mult, practic, acum schimbați schema. Și asta ar fi prima. Deci, cum se face reglarea? Și doi, dacă ați făcut modificări pe acea ordonanță cu șomajul tehnic. Deci, toate recalculările se fac până în iunie și atunci, de atunci vorbim de recalculări. Da, nu, de contările către furnizori. Acum, dacă dați o sumă și trebuie să le dați practic mai mult după ce faceți recalculările. Când o vor solicita, evident, și cu documente justificative. Deci se reglează ulterior. Și, se va regla ulterior. Dacă e depășit un pic termenul, parcă era 15 ianuarie. Nu cred că asta ianuarie. E problemă. Termenul de 15 decembrie, 15 ianuarie, din ce am discutat cu tot, nu este neavând nicio, să zicem, penalitate, nu e termen de decădere. Deci până nu ministru, decad din termenul de a cere bani. O scurtă completare. Până acum ați avut semnale că au fost debranșați consumatori? Nu, n-am avut absolut niciun semnal. Singura deci noastră, e doar o temere că s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Ținând cont de faptul că au fost multe facturi, ne gândim și luăm toate aspectele. Deci am văzut buna credință, așa zisa buna credință a unei părți. Vrem să ne asigurăm că nu se transformă într-un abuz, iar eventualele
modificări care mai trebuie să le facem, le acordăm fiind săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Îl invit acum alături de noi pe domnul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, domnul Marius Bogdan. Virgil Popescu, ministrul Energiei, l-ați ascultat mai devreme. Vor fi două ordonanțe, vedeți și pe ecran până la urmă, pentru haosul din energie. Una despre care am tot vorbit zilele acestea se referă la noile reguli de plafonări, noile plafoane pentru consum și pentru preț. Va fi adoptată săptămâna viitoare. Ce s-a întâmplat acum este o ordonanță de urgență care va fi publicată în Monitorul Oficial, din ce spune ministrul astăzi, în această seară sau mâine, care se referă, sau cel puțin intenția pe care a exprimat-o ministrul Virgil Popescu, este aceea de a-i ajuta pe aceia care nu reușesc să-și plătească facturile, dacă sunt în situația ca facturile să fie greșite, să aibă de plătit foarte mult la gaz și la energie. Vor avea o perioadă de 90 de zile, fel de perioadă de grație, în care nu sunt obligați să își plătească facturile. În această perioadă, odată ce e adoptat această ordonanță de urgență, furnizorii sunt obligați automat să le recalculeze factura. Debranșarea este interzisă în această perioadă, nu sunt reguli foarte stricte. Ce spunea ministrul Energiei este că speră ca și populația, la modul general, să fie de bună credință și doar cei care chiar au nevoie să amâne plățile au ajuns în situația unor facturi cu prețuri foarte mari și facturi greșite, nu au fost plafonate, nu a fost compensat prețul, doar aceștia să nu își plătească facturile în această perioadă de 90 de zile. Să vă prezint invitații înainte de toate, stabilim toate detaliile, sunt multe lucruri de discutat astăzi. Alături de noi, Cătălin Boboc, secretar de stat din partea PNL, mulțumesc pentru prezență. Senatorul UDMR, Laszlo Otilă, bună ziua. Bună ziua, mulțumesc. Cristian Seidler, deputat USR, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Mirela Domnică, deputat PSD, este alături de noi prin Skype. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc! Mulțumim și noi că sunteți alături de noi. Început dumneavoastră, domnule Boboc. De ce aceste două ordonanțe? Păi, prima vine să regleze foarte repede niște probleme pe care le-am văzut în spațiul public, au fost prezentate, aceea cu nepunerea practic în aplicare a legislației pe care noi avem din decembrie, totuși de către furnizori. A fost nevoie de această intervenție, vedeți, din punct de vedere puțin nepotrivit. Adică mi se pare nepotrivit să scrii într-o lege, cu alte cuvinte, că ea cam trebuie respectată. Din punctul meu de vedere, furnizorii n-au jucat tocmai cum trebuie aici, n-au jucat corect, pentru că e o lege, e în vigoare începând cu 1 noiembrie, de fapt ea s-a adoptat cu totul mai devreme, timp suficient să-și pună la punct toate softurile și toate celelalte, astfel încât să fie corect cu clienții lor. Nicăieri, într-o altă lege, nu scrie că între doi parteneri din piața aceasta liberă trebuie să fie corecți partenerii între ei unul cu altul. Dar iată, a fost nevoie și guvernul a intervenit în această ordonanță care să rezolve repede recalcularea facturilor, refacerea facturilor de furnizori, să evite debranșarea clienților în această perioadă rece, nu poți să lași pe oameni fără căldură sau fără electricitate și să regleze practic aceste chestiuni. Dincolo de asta, și timpul e suficient, săptămâna viitoare va veni acea factură care va mări plaja de consum pentru fiecare lună, cu alte cuvinte, mai multe categorii de români se vor încadra în acea compensare, o plafonare care va coborâ, practic plafonul de preț va fi scăzut, astfel încât toată lumea, toți beneficiarii vor avea un preț mai mic, aici incluzând și IMM-uri și instituții gen școli sau spitale sau universități și așa mai departe, care și ele au nevoie și am văzut că sunt o grămadă de probleme pe zona asta, toate acestea fiind măsuri suplimentare, dacă vreți, pe actualele prevederi. Cu alte cuvinte, sunt niște modificări de plaje, de prețuri și de valori de compensare pentru actualele prevederi. E un anunț de ultim moment până la urmă. Sunt proaspete aceste declarații. Nu știam foarte multe detalii despre, dar am constatat așa. Nu știe Ministerul Energiei în acest moment câte facturi sunt greșite. Nu l-a informat nici ANR, nu l-a informat nici ANPC, ceea ce este curios, pentru că cred că de două săptămâni în fiecare zi discutăm despre acest lucru. Și în al doilea rând, nu e clar dacă vor putea fi recalculate facturile retroactiv. Deci facturile care vin din urmă. Vă rog, iertați-mă, facturile pot fi recalculate de oricând. E o relație între furnizor și client și o factură se poate recalcula chiar și din luna octombrie, din luna noiembrie. Nu asta e problema.
Ministrul vorbea despre posibilitatea de a mări acele plaje de consum și de a crește subvenția, practic, acordată de stat pentru lunile din urmă, decembrie și noiembrie. Pentru că ianuarie este clar, el se va încheia în februarie și atunci noua ordonanță de zona viitoare se va putea aplica. Mulțumesc, e vorba de celălalt. Aș începe cu cel mai important lucru din declarația domnului ministru. Lipsește punctul de vedere al Consiliului Concurenței și l-aștept, vă spun sincer, de câteva săptămâni, pentru că vorbim de o piață reglementată unde cam 80% din competitorii din această piață sunt proprietăți ale statului român. Cred că putem vorbi de o poziție dominantă a statului român prin intermediul acestor companii. Asta e una la mână. Doi la mână, nu știu de ce trebuie și pierdem vremea cu ordonanțe de urgență pe o piață unde există un preț reglementat care n-a fost respectat de către competitorii din piață. Trei la mână. Adică ar fi trebuit să se treacă la amenzi? Deci, la avertizmente automat, până la... pentru că există o lege care reglementează prețul maxim, care n-a fost respectat de către competitorii din piață. Și în același timp sunt o serie de decizii administrative care împiedică ca această piață să fie concurențială. Acesta este motivul pentru care mă aștept să se pronunțe și Consiliul Concurenței. Acum, cred că aceste măsuri trebuie precizate foarte clar. Este binevenită o astfel de ordonanță în această clipă prin suspendare și pentru a estompa un pic efectele, pentru că efectele sunt dezastruoase, atât la nivelul populației, dar mai ales la nivelul economiei, pentru că statul și acești furnizori, să știți că își fac înțelegerile separate cu mari consumatori, ăia 9-10. Și atunci, cred că în loc să profităm de o oportunitate care ne stătea la dispoziție, pe de o parte ca firmele românești să fie competitive, datorită unui preț reglementat și acceptabil al energiei, în primul rând energiei electrice, unde dependența noastră de importuri este foarte mică, este sub 10%. Nici nu putem exporta mai mult pentru că nu avem rețelele necesare și avem capacități de producție suficiente, dar care stau. Și atunci, la ora actuală, prin aceste decizii, prin care s-a luat decizia ca acei producători care teoretic ar putea produce la niște costuri mai mici, și-au oprit producția, nu cred că putem vorbi de un sistem concurențial foarte corect. Și atunci urmează să vedem care este acel pachet de măsuri prin care să punem la loc sau să reglementăm sau să corectăm aceste decizii. Toată lumea vorbește de acest preț reglementat de 37 de bani pe megawatt. Vreau să vă spun că firmele românești primesc oferte de 880 de lei, de 8,80 lei de bani megawattul. Sunt în situațiile în care au participat la licitații, au semnat contracte de execuție și nu-l pot pune în aplicare. Iar atunci când au solicitat o predictibilitate privind prețurile energiei electrice pentru a-și continua activitatea, să știți că prețurile conțin creșteri de până la 10 ori mai mari față de prețurile reglementate, ceea ce denotă o instabilitate majoră și care cauzează foarte multe probleme în această clipă. Și tare mă tem că efectele acestor evoluții acum deocamdată se simt la nivelul materiilor prime, dar foarte ușor pot duce la niște efecte sociale foarte grave. Domnule senator, nu sunteți în opoziție. Sunt în opoziție, dar sunt un om relativ bine. E acel moment T0, urmează să evaluați, ați vorbit de instituții care nu-și fac treaba pe românește. Exact. Și atunci, e un moment acum în care vor fi analizate rapoartele acestor instituții, șefii acestor instituții? Cu certitudine, și atunci să nu mai stăm la povești cu aceste instituții. O spuneți dumneavoastră, asta e o decizie luată în coaliție. Este o poziție personală a mea. Săptămâna viitoare vom avea o ședință de două zile unde și această temă va fi discutată, dar
problemele cauzate în societate și în viața economică sunt extrem de grave și această nemulțumire trebuie gestionată într-un fel sau altul. Dacă așteptăm săptămâni de zile ca un minister să ia o decizie aveți legată... Aveți senzația că asta se întâmplă? Da. Se așteaptă prea da, mult? Pentru că nu primele e semnale de le-am primit încă din luna decembrie, când au venit aceste semnale și au fost discutate mai pe larg, până la urmă s-a ajuns la această variantă de a reglementa prețul maximal, dar atunci când cineva nu respectă, atunci cred că instituțiile statului trebuie să intervină. Sunt multe instituții și nu pot să accept această variantă ca recalcularea unei facturi emise electronic să necesite luni de zile de recalculare. Mulțumesc. Cristian Zeidler. Știți, ceea ce observăm noi acum are două mari cauze. Pe de o parte, creșterea mondială a prețului la energie, pe care, cumva, nu știu cum, România nu a văzut-o venind. Știți care este instituția care ar fi trebuit să vadă acest lucru? Cei care sunt specialiști în piața de energie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. E autoritate independentă, plătită cu niște oameni plătiți foarte bine, pentru că se presupunea că acei oameni sunt profesioniști de prim rang în domeniu. Din păcate, România ce a făcut, prin clasa politică, și-a pus acolo niște politruci. Președintele acestei instituții este un fost parlamentar de la PSD. În Consiliul acela sunt o mulțime de oameni, ultimul intrat este domnul Stănescu, a cărui mare plus în CV este faptul că e fratele domnului Stănescu, celălalt Stănescu. Și asta a spus public și a asumat public de parcă ar fi absolut o normalitate. Singurul care comunică din Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei în ultima perioadă este un vicepreședinte întâmplător pus de cei de la UDMR. E singurul care spune ceva, orice de acolo. Pe președinte nu l-am auzit, nu că făcând ceva, măcar declarând ceva. Mai apoi, cealaltă problemă este cu aceste facturi făcute greșite, adică taman colac peste pupăză, că oricum au crescut prețurile, acum le mai facem și greșit pe baza unei legi despre care aceeași clasă politică spune am făcut-o puțin greșit, hai să modificăm. Stați că ne-am răzgândit, nu mai modificăm, doar schimbăm niște cifre în ea. Pentru că vă aduc aminte, știrea săptămâna trecută era modificăm legea în sensul în care scădem pragul de TVA de la 19% la 5% pe energie. Ați mai auzit ceva despre asta? Nu. S-a uitat această chestiune. Ei, revenind. A revenit inclusiv Marcel Ciolacu și a explicat și a amintit că avem deja trei praguri de TVA și că nu mai putem introduce. A avut o idee bună de modificare a unei idei proaste, dar a renunțat la ideea bună și a revenit la ideea proastă, dar a coafat-o puțin. Revenind, această Autoritate Națională de Reglementare în domeniul energiei, știți ce a făcut preventiv ca peste un milion, poate 2,5 milioane de facturi? Nu știm încă, trăim într-un stat, nu se știe unde e statul ăsta. Nu știm câteva milioane de facturi au fost făcute greșit. Știți ce a făcut autoritatea în interesul cetățeanului român pentru a preveni acest lucru? Absolutamente nimic. Nici măcar o declarație nu a dat instituția respectivă. Dar o avem și o plătim bine mersi și aici cred că trebuie să intrăm, scuzați-mă, cu buldozerul în această instituție, să-i trimitem acasă pe toți acei oameni și să punem niște specialiști. Chiar dacă nu au carne de partid, chiar dacă n-au fost parlamentari vreodată. Nu excludeți din discursul dumneavoastră și faptul că USR a votat ultimul proiect, cel al plafonării și al compensării prețului la energie și gaze. A fost un moment delicat și politic nu v-ați asumat atunci foarte multe critici la adresa proiectului de lege care astăzi am avut un proiect de lege pe care e depus și acum în Parlament, care spunea exact că trebuie umblat la TVA, trebuie urbat la acciză, trebuie urbat la certificatele verzi. Dacă nu doriți să-l votați pe acela majoritate dragă din Parlamentul României, sigur, proiectul ăsta de lege, așa, e o variantă greșită, dar oricum mai bună decât nimic. Am spus încă de atunci acest lucru. S-au strâns multe declarații. Mirela Domnică, vă rog, permiteți-ne să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu reacția dumneavoastră. Apropo de discursul în interiorul Partidului Social Democrat, de unde au venit primele critici la început de an, apropo de această lege a plafonării și a compensării, că nu e suficientă, că nu ajunge la consumatori, au venit apoi propunerile lui Marcel Ciolacu. Tot liderul PSD a revenit asupra acestor propuneri și aș vrea tare mult punctul dumneavoastră de vedere. Scurtă pauză și revenim. Din nou în direct la Studio Politic, politicienii se bazează pe ciclul firesc al anotimpurilor pentru ca românii să scape cu facturi mai mici la energie. Întrebat ce se întâmplă după perioada în care prețurile sunt plafonate pentru anumite categorii de consumatori, liderul PSD Marcel Ciolacu vine cu soluția. Trece iarna.
Rămân la părerea personală că prețul de la 1 aprilie va trebui reglementat. De la 1 aprilie am putea vedea o reîntoarcere la piața reglementată? Pe o perioadă de 6 luni, legea ne lasă să facem acest lucru. Credeți că după 6 luni de intervenționism, așa cum vorbea domnul Câțu, haideți să depășim aceste 2 luni și pe urmă să le depășim pe cele 6. Consumul mare este în perioada iernii, mai ales în zona de gaze. În primul rând trece iarna în aceste 2 luni și aproape am înțeles și eu de la specialiști că prețul la gaze deja începe să fie mai mic. L-am ascultat împreună pe liderul PSD, Marcel Ciolacu. Mirela Domnică, deputat PSD, este alături de noi. Ne ajută să înțelegem puțin mai bine care sunt planurile PSD. Apropo de aceste noi modificări la legea plafonării și compensării prețurilor la energie. Eu aș vrea să plec de la declarația unui furnizor de astăzi, un furnizor serios cu care întâmplător am încheiat și eu contractul și am primit o factură corectă cu respectarea legii, cu plafonare și cu compensare. Iar acel furnizor a declarat astăzi că, spre deosebire de situația altor furnizori, ei și-au făcut datorii, au respectat legea, dar problema este în principal la producător. Pentru că avem această liberalizare făcută anul trecut, o liberalizare făcută haotic, ne-am trezit cu creșterea prețului energiei de la producător, fără niciun fel de justificare cu creșterea unor costuri de producție. Și avem foarte sugestiv exemplu hidroelectrica, care producea cea mai ieftină energie și care în momentul în care piața energetică a fost liberalizată, s-a aliniat la prețul de la complexul energetic Oltenia, care avea prețurile cele mai mari. Asta referitor la ceea ce susținea domnul deputat Slider, că era în guvernul care a decis această liberalizare, guvern care a primit acele semnale privind criza energetică mondială și nu era nevoie doar ANRE-ul să informeze ca autoritate de reglementare energetică. Era o informație disponibilă tuturor și cu toate astea s-a luat decizia acelei liberalizări a pieței energetice. Înțeleg că îl criticați pe domnul Popescu, pe domnul ministru Popescu, nu? Erați în acel guvern. Erați în acel guvern astăvară când ceream sesiune extraordinară să adoptăm legea consumatorului vulnerabil și o lege a plafonării și compensării, cu care ne-am trezit în Parlament la sfârșitul lunii octombrie, cu dorința unanimă de a intra în vigoare acea lege de la 1 noiembrie. Și am adoptat această lege cu greșelile pe care acum le decontăm. Și a fost nevoie de aceste 2 ordonanțe de urgență, dacă vreți ca să vă răspund la întrebare vis-a-vis de planul pe care îl are PSD-ul, aceste 2 ordonanțe de urgență, practic, ce fac? Una dintre ele corectează greșelile la implementarea legii cu compensare și cu plafonare, iar cealaltă ordonanță de urgență, pe de o parte, face suportabile facturile de energie atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru agentul economic, iar pe de altă parte ne dă un răgaz de timp, pentru că, într-adevăr, trebuie să ajungem la prețul de la producător până la berigile furnizorilor de pe traseu. Prețul de la producător este problema. Avem cele mai mari prețuri din Europa și la gaz și la curent. La energie electrică. A declarat, în, nu știu dacă în contextul de astăzi, președintele Ciolacu, faptul că am luat în calcul și plafonarea prețului la producător, dar ar fi fost de durată undeva la 60 de zile, ceea ce n-ar fi rezolvat problema acestor luni de iarnă. Deci avem un răgaz cu facturi suportabile pentru consumatori, timp în care, în paralel, va trebui să găsim acele măsuri pe termen mediu și lung, inclusiv întoarcerea la o piață reglementată. Dacă vreți, noi am solicitat și convocarea CSAT-ului, pentru că e nevoie de decizii curajoase. Poate pentru o perioadă ne putem întoarce la cărbune, pentru că este această criză energetică care nu poate fi rezolvată fără a nemări și capacitatea de producție. Avem nevoie de mai multe soluții, un pachet de soluții, pentru a reglementa problema nu doar până la 1 aprilie. Doamna Domnicăi, să ne lămuriți și în privința ANRE-ului. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că deja Partidul Național Liberal, i-am văzut pe cei de la USR care au mai cerut de câteva zile, astăzi senatorul UDMR Laszlo Otilu a spus că da, e un moment de zero în care ar trebui să ne uităm totuși cine sunt șefii ANRE, ANPC, Consiliul Concurenței, ce face, care sunt rapoartele de activitate, ce au făcut cu privire la această situația în care ne-am trezit. Poate dumneavoastră nu ați suferit, dar sunt oameni care s-au trezit, o școală, de exemplu, din Moldova, dacă îmi amintesc bine, peste 50.000 de lei factură. Adică sunt câteva anomalii care s-au întâmplat și care
poate puteau fi prevenite. Și atunci, dumneavoastră sau Partidul Social Democrat, crede că e un moment în care trebuie discutate aceste lucruri? Cât de politizate sunt instituțiile care reglementează, că acum vorbim de asta, de criza energiei, în energie? Strict pe acest subiect, criza în energie, și ANRE-ul, care tot intră în discuție ca și autoritate de reglementare pe o piață care este liberalizată. Practic, ANRE-ul a rămas ca o instituție care monitorizează și are zona de competență pe ceea ce înseamnă furnizori. Nu întâmplător am dat exemplu acelei declarații a furnizorului serios de astăzi, care, respectând legea, a rezultat emiterea unor facturi inflate, pentru că, într-adevăr, am beneficiat de o factură corectă, dar prețul este dublu față de aceeași perioadă anului trecut, pentru că a crescut prețul la producător. Acolo este principala problemă. ANRE are vreo problemă în această criză energetică? De reglementare, nu. În condițiile în care avem o piață liberalizată, ANRE-ul a rămas doar cu zona de competență pe furnizori. Aici, dacă vreți, putem discuta necesitatea sau limitarea de competență și de salarii pentru personalul ANRE-ului, care a rămas cu mai puțin activitate decât până astăvară, când a fost liberalizată piața energetică. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau tare mult opinia dumneavoastră pe un alt subiect descoperit astăzi. Cei care lucrează cu parlamentarii vor avea salariile mărite. Adică e vorba de referenți, consilieri și chiar șoferii aleșilor, chiar dacă la sfârșitul anului trecut lefurile bugetarilor au fost înghețate. Sunt câteva excepții, iată-le, Andreea Dumitrescu ne ajută. Bun găsit, Andreea, ești în direct. Bun găsit tuturor, este important de știut că vorbim despre o categorie aparte de angajați ai parlamentarilor până la urmă. Vorbim despre personalul care lucrează la birourile lor parlamentare, care sunt plătiți din sumele forfetare pe care le încasează fiecare parlamentar lunar, care pot depăși, atenție, chiar și 20.000 de lei. Din acești bani ei își plătesc acești angajați, cărora astăzi conducerea Parlamentului le-a permis majorarea salariilor, raportat la salariul minim pe economie de anul acesta, s-au făcut aceste modificări între pragurile de salarizare pentru consilieri, experți, consultanți și chiar și șoferii de la cabinetele parlamentare. Cel mai mare salariu din această categorie depășește 8.000 de lei pentru un consilier, care anul trecut putea avea un salariu maxim de peste 6.000 de lei. Iată o creștere cu aproximativ 2.000 de lei pentru funcția de consilier, vorbim de salarizarea maximă. Este practic o scăpare, am putea spune, în privința salarizării personalului plătit din fonduri publice, pentru că pentru marea majoritate, știm foarte bine, așa cum spuneai și tu, salariile au fost înghețate, am văzut proteste în stradă legate de această înghețare a salarizării și chiar greva profesorilor din aceste zile. Nu în ultimul rând, ar fi de menționat faptul că inclusiv funcționarii parlamentari au avut salariile înghețate în această perioadă. Mulțumim, Andreea, pentru detalii. Să comentăm, vă rog, un răspuns scurt pentru că suntem pe finalul ediției. Cătălin Măpop. Da, legea prevede ca aceste salarii ale consilierilor parlamentari să se calculeze, să raporteze la salariul minim. Practic, cel mai mic salariu de acolo este, de fapt, salariul minim care se... E o scăpare? Pentru... Sau e așa s-a dorit? Nu, este o lege din 2017 care prevede asta, dar cel mai mic salariu de acolo, din această categorie, este salariul minim pe economie hotărât de guvern în anul trecut, după care se aplică niște coeficienți care se aplică de altfel în tot sistemul public și astfel se ajunge ca acest salariu să crească. Practic, n-a fost decizie acum de majorarea salariului, ci prin efectul majorării salariului minim pe economie, pentru că el stă la baza calculului acestor salarii, așa s-a ajuns să crească. Nu e o decizie luată astăzi. Special pentru asta. Practic este o marjă, minim și maxim. Cred că marja, limita inferioară a crescut de la 2200 la 2500. A crescut 2500. La salariul minim, de la 2550. Așa ceva. Deci este o majorare, practic, limitele acestei marje și este decizia fiecăruia cum își plătește colegii. Da, limita minimă trebuia să crească la 2550, care e salariul minim pe economie în toată țara, doar că limita maximă trebuia să rămână înghețată și pentru această categorie de oameni, de salariați, a fost omisă din ordonanța Trenuleț, numită în termen popular, de la sfârșitul anului trecut. De acum încolo depinde de fiecare parlamentar în parte dacă va crește sau nu proporțional salariile propriilor angajați. Pe ai mei anunță pe această cale că nu vor avea salariile mărite. Doamna deputată Domnicăi.
De asemenea, nici eu nu voi majora salariile pentru că am încadrat pe un județ mare cu două cabinete parlamentare câte am eu, 5 persoane. Nu cu salariul minim pe economie, dar în niciun caz nu voi ajunge la acele plafoane maxime pe care implicit s-au modificat prin lege. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, mulțumesc pentru prezența la Studio Politic, am ajuns la final. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, urmează acum Teodora Tompea cu știrile zilei. Noi ne revedem mâine la o nouă ediție a Studioului Politic de la ora 15.